ne pune înainte două întâlniri care au suscitat atenția apostolilor, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, le descoperă înaintea oamenilor întâlniri care au rămas în conștiința nu doar a celor asupra cărora s-au întâmplat minunile respective, ci asupra întregului popor. Minune mai întâlnite până atunci. Învierea fiicei mai mari lui sinagogii Iair. Și astăzi, chiar și celor credincioși, este greu să-și ducă nădejdea dincolo de groapă, să înțeleagă că legătura care a se-a creat între ei, soț și soție, tată și fiu, frați și surori, nu se termină la marginea gropii, ci o legătură care rămâne în veșnicie. Și o legătură pe care suntem chemați să o curățim încă din această viață de orice umbră a răului. Greu le era și celor din vechiul legământ să creadă și saducheii se îndoiau de taina învierii și creau tulburare în popor. Așa cum vedem și astăzi, deși cuvântul Domnului a fost lămurit vestit și apostolii au vestit cuvântul Evangheliei în tot pământul, vedem că din dreapta credință multe interpretări, multe rătăciri au apărut până în zilele noastre. Așa și era și atunci în vechiul legământ, când deși credincioșii vechiului legământ știau de înviere, de învierea din morți, puțin credeau în ea cu adevărat. Și Domnul a împlinit aceste minuni pe de o parte, din dragoste, pe de altă parte, ca semn cu oamenii să-și întărească această credință, să asculte nu doar cuvântul, ci să vadă cu ochii lor aceasta. Atunci când Domnul a înviat pe Lazar din mormânt în fața gropii, sora lui, în durerea inimii, Doamne, dacă ar fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum cred că orice vecere de la Domnul îi putea primi. Evanghelistul Ioan ne pune înainte aceste cuvinte. Și Domnul spune, fratele tău va învia. Și spune Maria, știu că va învia la înviere, la învierea cea de opște. Și Domnul îi vestește mai mult decât atât. Și la credința ei îl învie pe Lazar, cel care fusese deja îngropat, mor de 4 zile. Fica lui Iair a fost înviată la scurt timp după ce a murit. O altă înviere a fost cea a fiului văduvei din Nain, care era dus la groapă, mama lui fiind urmată de mulți din cetate. Negreșit că mult mai mulți mor și mult mai multe înmormântări vor fi trecut prin fața ochilor Domnului, însoțit fiind de apostol și de toți ceilalți. Dar aceste 3 învieri ne rămân înainte ca semn, ca semn de înțelegere. Că în persoana lui Iisus Hristos nu am cunoscut un proroc mai mare decât ceilalți până la el. Nu am cunoscut un filozof mai mare decât alții care ne-a învățat o învățătură dreaptă de a trăi. Ci în persoana lui Iisus Hristos am cunoscut pe Dumnezeul cel viu care a luat trup de om. Dumnezeu adevărat și om adevărat, cum mărturisim. Și ca Dumnezeu împlinește acest semn și își arată puterea asupra morții. Și ne învață că ultima realitate a vieții noastre nu este moartea, nu este groapa, ci este veșnicia și întâlnirea pentru care ne pregătim, întâlnirea desăvârșită față către față cu Tatăl nostru cel din ceruri. Rugat fiind de apostol să-i învețe a se ruga, Tatăl îi descoperă această rugăciune, parcă atât de simplă, atât de la îndemână,
încât copiii o învață din pruncie. Dar în același timp, rugăciune care ne cheamă la o înțelegere adâncă, Tatăl nostru, ca să înțelegem cât de aproape este Dumnezeu de noi, cunoscându-ne și dorurile și nevoile. Și la această apropiere ne cheamă să tindem încă din această viață. Tatăl nostru cel din ceruri, înțelegând prin aceasta că viața noastră este o călătorie care nu se termină pe pământ, ci începe pe pământ, pregătindu-ne pentru întâlnirea în casa Tatălui cea din ceruri, întâlnindu-ne în viața cea cerească. Această realitate o trăim încă de aici, atunci când experimentăm prin rugăciune dulceața lacrimilor, întâlnirea cu Domnul, întâlnirea cu Sfinții în taina rugăciunii, în minuni pe care și astăzi Dumnezeu le săvârșește în istorie. Iair, mai marele sinagogilor, cu siguranță cunoștea îndoiala fraților lui, mai mari peste sinagogă, care vedeau că deși Domnul făcea minuni cu putere multă, nemai întâlnite până atunci, nici în viața lor, nici în istoria vechiului legământ, deși istoria vechiului legământ e presărată cu multe minuni, deși vedeau aceste minuni, totuși zăbăvniceau a crede și adeseori se împotriveau semnelor pe care Domnul Hristos le punea. Pentru că multe și-au închipit oamenii despre Dumnezeu. Dar că Dumnezeu cel atotputernic, al cărui nume era de temut a fi rostit în poporul lui Israel, că Dumnezeu poate veni atât de aproape de om, se poate face cunoscut atât de aproape, că Dumnezeu mănâncă deopotrivă cu vame și păcătoși, aceasta cu greu și cu neputință le-a fost să înțeleagă. Până și Petru, atunci când Domnul încearcă să-i spere, începe să-i spere picioarele, se cutremură, în veac nu vei spăla tu mie picioarele. Dumnezeu se face apropiat oamenilor, se face cunoscut ca Dumnezeu iubit credincioși. Iar învierile cele trei, despre care vorbesc Scripturile și învierea fiului Iair, sunt semne că Dumnezeu ne cheamă să moștenim împărăția celor și să ne pregătim pentru aceasta. De aceea, în crez, mărturisim că viața noastră este o așteptare. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Dar nu este o așteptare pasivă. Nu e o așteptare în care cred sau nu prea cred că se va întâmpla aceasta. Și o așteptare care presupune pregătire. Așa cum dacă aștept să mă duc la Iași, la facultate sau să plec într-o țară străină, mă pregătesc pentru aceasta. Mă gândesc în timp cum sunt regulile în acea țară. Ce trebuie să fac pentru a putea să nu fiu luat prin surprindere. Viața noastră așadar este o așteptare și o pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Mărturisesc cu un botez întru iertarea păcatelor. Mărturisesc cu un botez nu doar faptele bune, nu postul, nu celelalte pe care le-am făcut, ci un botez pentru că botezul este legământul de credință între fiecare om și Dumnezeu. Așa cum pe Sinai Dumnezeu a legat un legământ de credință cu poporul lui Israel, așa cum Domnul Hristos ne-a lăsat un nou legământ, tot așa fiecare credincios în botez leagă un legământ cu bunul Dumnezeu. Și acest legământ, dacă omul plinește, cu atât mai mult Dumnezeu lucrează și înviază și lucrează sfințenie, precum s-a citit în casa apostolului că orice răsar al lui este crescut spre sfințenie pentru a reveni locaș sfânt al lui Dumnezeu. Mergând spre casa lui Iair, cunoscându-i gândul drept, gândul nefățarnic, cu care a venit și a îngenunchiat înaintea Domnului, prin această îngenunchiere arătând că înțelesese semnele pe care Domnul le-a făcut
Și venea cu nădejde și credință, așa cum cu nădejde și credință trebuie să ne apropiem fiecare de noi de Domnul. Mergând așadar spre casa lui, vedem că o femeie se apropie de el în mulțime. Și dintr-o dată Domnul, cu totul surprinzător, întreabă: cine s-a atins de mine? Deși în mod obișnuit era împresurat de oameni. Se atingeau mulți de el, vrând și nevrând. Niciodată Domnul n-am auzit să fi spus: nu vă mai îmbrânciți, nu mă mai amestecați între voi. Și de fiecare dată și-a transmis cuvântul și lucrarea în fața tuturor celor care erau de față, cu credință, recunoscând cuvântul ca fiind cu putere multă. Acum însă acest cuvânt spus surprinzător: cine s-a atins de mine? Pe bună dreptate apostolului se miră: învățătorule, mulțimea te îmbulzește și tu mai întrebi cine s-a atins de mine? S-a atins cineva de mine, căci am simțit o putere ieșind din mine. S-a atins așadar cineva cu un anumit gând. O putere a lui Dumnezeu ieșind din mine. Puterea lui Dumnezeu nu se ia fără voia lui Dumnezeu și fără știrea lui Dumnezeu. Nu este o haină pe care o șterpelești. Nu e o geantă pe care ai furat-o și ai plecat. Ci este o putere pe care bunul Dumnezeu, cu bună voință și cu bună știință, o împărtășește omului. S-au întâlnit dorința de vindecare a lui Dumnezeu și buna credință și buna voință a omului. Aceste femei pe care durerea îndelungată nu o făcuse să renunțe la gândul ei, nu adusese în deznădejde, dar o și făcuse să înțeleagă că Dumnezeu cel atotputernic se va pleca spre suferința ei cândva. Și femeia, văzându-se vădită, știind că s-a cunoscut gândul ei, a ieșit și a mărturisit cele întâmplate. Și vedem că, surprinzător, ea care se temea tremurând, de parcă ar fi furat ceea ce nu era al ei, descoperă că a primit vindecarea ca fiica lui Dumnezeu. Îndrăznește, fiică, spune Domnul, credința ta te-a mântuit. Celor ce se apropiau cu necredință, cu ispitire, de multe ori Domnul le dea cuvânt de ceartă: pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați banul de dajdie. Dar acum, îndrăznește, fiică, ne este pus și nouă înainte tot ca semn, iubiți credincioși, ca să înțelegem că există o bună îndrăzneală a omului către Dumnezeu, o bună nădejde. Într-adevăr, omul trebuie să-și păstreze, să fie atent la sănătatea trupului și trebuie să caute a se vindeca, să nu deznădăjduiască. Omul trebuie să caute spre Dumnezeu și să alerge la oamenii lui Dumnezeu pentru a afla izbăvire. Și chiar acest semn văzându-l, ea ei s-a clătinat atunci când cineva din casă îi rostește: nu mai obosi pe învățătorul, a murit fiica ta. Și Domnul cunoaște și gândul lui: nu te teme, crede numai și se va mântui. Și s-a întâmplat minunea învierii fiicei lui Iair, iubiți credincioși. Minune care a rămas și a schimbat viața, nu numai lui Iair, ci și tuturor celor din jur, a rămas adânc în conștiința lor. Aceste minuni sunt scrise de evanghelistul Luca și a circulat Evanghelia lui într-un timp în care încă mai trăiau cei ce fuseseră martori acestor minuni, iubiți credincioși. Aceste minuni ne sunt puse înainte ca semn și întărire de credință.
pentru ca într-adevăr să ne apropiem cu frică și cu tremur de Domnul. Pentru că atunci când Domnul cel înviat s-a arătat apostolilor, i-a certat pe cei care nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Și lui Toma, care și el, în dorul de a-l vedea pe Domnul, aproape că l-a șantajat pe Dumnezeu, de nu voi vedea și eu nu voi crede, lui Toma îi pune Dumnezeu acest cuvânt. Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. În această zi și nouă ne este pusă înainte această fericire. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru că avem urechi de auzit, pentru că avem inimă de înțeles. Și cu acestea, iubiți credincioși, cu mai multă îndrăzneală și nădejde, să trecem această viață. Pentru că smerenia celui credincios nu este neputință, nu este slăbiciune, nu-i teama de a reacționa la cel ce ne dreptățește, ci e credință puternică și curaj că Dumnezeu are un rost în orice îi dă Dumnezeu în viață. Smerenia este virtutea de a-ți duce viața la locul tău știind că Dumnezeu are un plan cu tine, un rost cu tine și când îți împlinești rostul, devii omul lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu tuturor să trăim această fericire și să întărim și pe alții prin credința în ea. Să fiți binecuvântați!